Bună seara, dragi prieteni, la această de seară. Rareș Bogdan, e știrea cea mai, nu e neapărat cea mai interesantă, nu e neapărat cea mai importantă, dar este cea mai amuzantă. Rareș Bogdan, după ce a tăiat în 30 de zile toate pensiile speciale și apoi încă în 30 de zile toate salariile nesimțite, Rareș Bogdan dorește mărirea pensiilor cu 16%. Dacă domnul Căciu nu găsește resursele bugetare, pleacă acasă. Liberal, nu? Mare liberal. Nu l-am auzit să vorbească despre reducerea cheltuielilor instituțiilor bugetare. Nu l-am auzit să vorbească despre meritocrație și evaluarea angajaților din instituțiile de stat și punerea pe liber a celor care nu sunt competenți, pe care de consecință statul face cheltuieli inutile cu ei. Nu l-am auzit despre vreo măsură de relaxare a impozitelor pentru antreprenori și pentru... Dar a zis că taie pensiile speciale, le-a tăiat, știm cu toții, deja au trecut 2 ani de zile de când Rareș Bogdan a tăiat pensiile speciale. Și acum mărește celelalte pensii, da? Cu 16%. Este foarte amuzant, domnul Rareș Bogdan. Este, având în vedere trecutul lui în televiziune, putem spune că este unul dintre comicii vestiți ai micului ecran de televiziune, de telefon, de tabletă, de laptop. Este unul dintre comicii vestiți ai micului ecran din România. Da? Bineînțeles, cele mai importante subiecte, dragi prieteni, sunt legate de evoluția frontului din Rusia. În ziua 192 de război, scrie G4 Media, Rusia susține că a dejucat o tentativă a Ucrainei de a ocupa centrala nucleară de la Zaporojie. E foarte grav că se duc operațiuni militare în jurul acestui obiectiv civil nuclear care ar trebui să nu fie pus sub vreun pericol, pentru că consecințele pot fi de-a dreptul dramatice. Kievul exploatează conducerea slabă din armata rusă și au luat prin surprindere pe ruși la Kherson, susțin serviciile secrete britanice. Zelenski. Protecția Ucrainei este protecția întregii Europe. Da, corect. Foarte corect ce spune Volodymyr Zelenski. Ucraina stă fix ca un scut. Vedeți aici la Leonidas, da? Scutul lui Leonidas. Fix așa stă Ucraina, da? Ca un scut. Și protejează întreaga Europa de niște planuri extrem de perverse, extrem de perfide. Dacă nu rezista Ucraina atât de mult, cine știe unde era acum Rusia și ce hal de control avea. Oricum ei încearcă, o să vedeți cu ce se ocupă rușii, ce fac la Praga, cum încearcă să destabilizeze acolo prin grupări extremiste. Au grupări extremiste inclusiv în România. În România, fac o mică paranteză că mi se pare interesantă știrea, acum am adus aminte că o văd linkuit aici pe G4 Media, Societatea Timișoara a făcut o chestiune morală, o sancțiune morală de bun simț împotriva lui Robert Turcescu, căruia i-a acordat un premiu în 2005 pentru activitatea jurnalistică și eu sunt laureat al premiilor Societății Timișoara, premiul ziarului Timișoara, Alexandra Ingrieș. Și Societatea Timișoara, dragi prieteni, i-a retras premiul acordat lui Robert Turcescu după ce acesta a participat la nunta liderului partidului extremist rusofil, îl vedeți aici, îmbrăcat în uniformă, alături de doi infractori, da? Infractorul Dan Diaconescu, infractorul Mirel Palada și doi trompetiști ai cartelului Mafia Media. Da? Și în mijloc, toarășul George Simion. Ei bine, Societatea Timișoara a anunțat că îi retrage fostului jurnalist Robert Turcescu, premiul Alexandra Indrieș, același premiu l-am luat și eu mai târziu, acordat în 2005. Decizia a fost luată după ce Turcescu a participat la nunta liderului AUR George Simion, și în urma pozițiilor tot mai apropiate de ideologia AUR. Membrii Societății Timișoara își arată dezamăgirea că Robert Turcescu și-a exprimat simpatii pentru lider extremist. Este o palmă foarte puternică pe care o ia după ceafă Robert Turcescu de la Societatea Timișoara. De la una dintre cele mai morale, dacă nu chiar cea mai morală, organizație non-guvernamentală din această țară, care are rădăcinile în revoluția autentică a timișorenilor, care este legată de proclamația de la Timișoara, exact de idealurile cele mai importante pe care România ar fi trebuit să le urmeze în 1990
și pe care, dacă România le urma în 1990, astăzi România era cu totul altă țară. 90% dintre problemele de corupție, am vorbit mai devreme în contextul anunțului făcut de Rareș Bogdan, care a tăiat pensiile în 30 de zile, se știe deja că au trecut aproape 2 ani de zile de când a tăiat pensiile speciale în 30 de zile și acum a vrea să mărească restul pensiilor cu 16%, am explicat și în contextul acelei discuții, inclusiv problemele cu statul român, dincolo de corupție, cu angajați incompetenți, cu nepotisme, cu... Că asta este preluarea sistemului comunist, în esență, oameni buni. Pe vremea comunismului se promova, în primul rând, pe criterii politice. Spre deosebire de situația actuală, comuniștii totuși au ținut la un nucleu dur, la o masă critică de oameni promovați pe criterii de meritocrație. Da? Exista și atunci promovarea pe meritocrație. Când a fost teoretica revoluție, teoretică, dacă ne gândim la totalul de zile, da? Că ea a fost reală și autentică, până când Ceaușescu a fugit. După aia a venit Iliescu și a confiscat-o. În acel moment s-a transformat într-o lovitură de stat. Atunci, dacă luăm toate zilele, partea principală, Timișoara, București, faptul că l-au fugărit pe Ceaușescu, până Iliescu a preluat controlul. Până acolo a fost o revoluție autentică. Și toate lucrurile, sau 96% dintre lucrurile rele cu care acum România se confruntă, după revoluția din 1989, au legătură cu faptul că s-au preluat, s-a păstrat piramida de putere comunistă, nu s-a făcut o reformă reală. Iliescu a preluat puterea nu ca să ducă România către democrație, către Occident, da? Către un sistem de societate care să funcționeze pe principiul concurenței reale, pe principiul meritocrației, pe principiul valorile reale adăugate și așa mai departe. Și din pricina asta s-au preluat toate aceste probleme până ziua de azi. Angajările care cândva se decideau la Partidul Comunist Român, pe criteriile Partidului Comunist Român, de hau-hau, de propagandă, de tralala, ulterior, rămânând toți comuniștii, au procedat la fel. Doar că n-a mai existat Partidul Comunist pentru care să lucreze, a existat PSD-ul pentru care au lucrat. Sau a mai venit și PNL-ul puțin la putere, s-a amestecat cu ei și a lucrat pentru PNL. Sau au început să lucreze pe cont propriu, să angajeze pe șpăț, să facă fel și fel de porcării. Da? Și din această perspectivă, spun că societatea Timișoara este legată de acele idealuri originale, unde era esența lucrurilor pe care noi trebuia să le facem. Și din cauza că nu le-am făcut, tragem până ziua de astăzi, din cauza că nu le-am făcut și din cauza că foarte mulți oameni nu înțeleg că este foarte, 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 foarte important să meargă la vot, avem gruparea rusofilă extremist-naționalistă AUR în Parlament. Avem, așa zis, anuntă, de fapt, clona unui eveniment public făcut de legionari pentru Corneliu Zelea Codreanu și avem riscul ăsta imens. Și avem personaje care s-au schimbat la față într-o manieră de nerecunoscut. Eu l-am cunoscut pe Robert Ucescu, oameni buni, când eram în Timișoara, acum foarte mulți ani, în perioada aia în care el era apreciat și făcea lucruri ok, el era redactor șef la Cotidianul, eram corespondent în Timișoara. Și era un mega jurnalist, așa era privit. Ca să aflăm după aia chiar de la el, că de fapt el a fost cu nu știu ce serviciu secret, să de fapt din chestia asta să ne dăm seama că finala prezidențială pe care în care el a fost moderator, de fapt n-a fost o finală corectă, pentru că el fiind un moderator al unui serviciu secret, el a făcut lucrurile în favoarea celui care era la putere atunci, da? Și care putea să dea dispoziții serviciului secret respectiv să-l ia pe asetul Robert Urcescu să-l pună să facă într-un fel. Aia nu e o dezbatere corectă. Da? Și el a mințit, oameni buni, toți anii ăștia. El a mințit ani și ani și ani pe toată lumea. Colegii, eu am fost corespondent, el era șef la București, da? Am fost colegi. A mințit colegii din imediata lui apropiere, a mințit telespectatorii care se uitau la ei, oamenii care citeau articolul lui în Cotidianul și s-a dovedit până la urmă că asta este factura lui. O factură de joasă speță. Din moment ce el a ajuns la nunta lui Georgica Chegargara alături de doi infractori. Oameni buni, infractorul Mirel Palada, care este condamnat penal pentru violențe, pentru că l-a lovit pe senatorul Mihai Goțiu într-o emisiune la B1 TV,
B1 TV care a zis, doamne, nu mai primim niciodată la noi în studio. Și ce să vezi, se lăfăia Mirel Parada la Robert Urcescu, după nunta lui George Simion. Ca să zică ei, doamne, ce vă luați de noi că ne-am dus la nuntă? Că asta face audiență și asta contează, numai audiență. Ceea ce Robert Turcescu știe foarte bine că e o minciună, pentru că dacă în acea emisiune Robert Turcescu și Mirel Palada își dădeau pantalonii jos și alergau în fundul gol prin studio, făceau audiență și mai mare decât toată țara se uita la ei, se sunau oamenii și au dați pe B1 TV să-i vedeți pe aia că aleargă cu părul despletit, cu ochii bulbucați și cu fundulețele goale prin studio la B1. Toată lumea se uita, devenea știre internațională, crea cea mai mare audiență posibilă. Dar ei nu fac așa ceva. E, deci nu faci orice pentru audiență. Faci sau nu faci? Toarășul, securist, turnător, ce Dumnezeu zici că ești, că nu ne-ai lămurit. Turcescu, da? Cu rucsacul. Are un rucsac. Când a fost la evenimentul zilei, am făcut live-ul de acolo, am anunțat că îi dau în judecată și a ieșit Robert Turcescu, având chiar un rucsac. Am și spus, zic, ia uite, cu rucsacul, cu pietre, săracul de el, nu l-a lăsat nici acolo. Zic eu că este foarte bine că i-au luat acest premiu. Ce zice Societatea Timișoara? Societatea Timișoara a luat acum îngrijorare și mâhnire de pozițiile tot mai apropiate de ideologia aura ale domnului Robert Turcescu, laureat al premiului Alexandra Indrie și în anul 2005. Participarea domnului Turcescu la nunta liderului aura a fost un neașteptat și dezamăgitor prilej de a constata că domnul Turcescu și-a exprimat implicit și explicit simpatii pentru un lider extremist și o formațiune politică extremistă. Aflați la antipodul valorilor promovate de Societatea Timișoara. Și aici fac o mică paranteză. Lume care mă întreabă, mulți oameni care mă urmăresc mie activitatea de foarte mult timp și care au picat în această patimă, în acest păcat, în acest viciu. Pentru că aur este un viciu pe scena politică. Nu este ceva normal, da? Deci este un defect, da? Și sunt oameni care au picat în patima aurolacă, în păcatul aurolac. Și care mi apreciază mie activitatea. Zic, domnul Mălin, dar și dumneavoastră sunteți patrioți, George, patrioți. Păi nu e așa. Eu vin de acolo, de la Timișoara, cu aceste valori. Eu am fost director executiv al ziarului Timișoara, ziarul Societății Timișoara. Eu sunt premiat pentru activitatea pe care am avut-o de către Societatea Timișoara. Și convingerile mele sunt cele pe care le citiți aici. Asta este... Aici este sistemul meu de operare, dacă vreți. E chiar sistemul meu de operare, moral și profesional. Aici este, da? Aici. Gruparea extremistă AUR este la antipodul valorilor promovate de Societatea Timișoara. Păi cum își poate imagina cineva care știe cât de cât activitatea mea? Și e publică chestia asta, da? Dacă ai cineva care a urmărit activitatea mea recentă, mă scuzați, de când sunt jurnalist independent, și a urmărit și AUR și a picat în păcatul ăsta, în viciul ăsta groaznic, da? Al aurolacismului, da? Și nu înțelege, domne, că ia să dau patriot și luptător cu corupția. Și eu explic cum e cu corupția, da? Și, într-adevăr, la nivel simplu, așa se pot suprapune planul. Păi imediat cauți, Mălin Bot, ia să vedem CV-ul lui. Păi bă, ăsta uite de unde vine, ăsta vine la Timișoara, vine... A fost director la ziarul Societății Timișoara, păi... Aceste valori le reprezintă. Astea sunt valorile în care și-a început partea de carieră din Timișoara, că până atunci am fost jurnalist de eveniment, n-aveam treabă cu politica. Eram un jurnalist de eveniment la Reșița, 2 ani de zile până să fac facultate. Da? Mergeam la incendii, la accidente, mergeam cu polițiști în razie noaptea și vedeam cum îi arestează pe unii și pe alții. Dacă era o crimă, mergeam la crime și relatam de acolo. Deci n-aveam legătură cu politica, cu valori morale în societate, cu relatam știri de eveniment. Și când am terminat facultatea, primul job a fost director executiv la Societatea Timișoara. În timpul facultății l-am cunoscut pe patronul ziarului, Oscar Beger, a murit săracul fieță mea ușoară. Lui a plăcut foarte mult cum am gândit eu în niște proiecte punctuale pe care el le-a avut cu alte firme de cablu și a zis că creativitatea și modul în care pun eu problema îi sunt necesare. Și acolo am început și nu mai vorbesc profesorii mei din facultate, Iosif Costinaș, Șerban Foarță, oameni care sunt legați de aceste valori. Automat dacă citești îți dai seama exact ce spune și de asta am și vrut să vă dau această știre, pentru că este aici este explicația. Astea sunt valorile, da? Și valorile sunt la antipodul valorilor
extremiștii de la aur sunt la antipodul valorilor în care noi credem. Da? Au făcut foarte bine bottom line că i-au retras premiul. Un asemenea comportament inacceptabil pentru noi se adaugă stuporii create de autodenunțul său din 2014, rămas într-o toxică ambiguitate, că este ofițer acoperit. Transmite Societatea Timișoara. Da, așa este. El n-a explicat unde e ofițer, dacă mai e. El s-ar putea chiar acum să fie tot ofițer acoperit. Înțeleg că face ceva emisiuni cu Chris Terheș, care e un pastor de ăsta luat pe ulei cu propagandă rusofilă, cu Dragnea, cu PNCCD-ul. Un personaj foarte sulfuros, da? Și face emisiune cu Turcescu, da? Vă dați seama. Turcescu face emisiune cu infractorul Mirel Palada. Păi poate e ofițer în continuare. Păi să știm și noi, domne, care serviciu face nebunile astea în societatea românească. Că nu e ok să facă așa ceva, da? Nu zice. Noi nu știm. Cine se uită la B1 TV, foarte mulți oameni, nu înțeleg. Sigur, știu istoria lui, dar nu sunt atenți. Ei nu-și dau seama că ei n-au în față un jurnalist. N-au cum să aibă în față un jurnalist. Pentru că omul ăsta a zis el că el este ofițer la unui serviciu secret. Deci el n-a fost niciodată jurnalist. El a fost tot timpul un executant al unor ordine pe care le-a primit de la cel care l-a controlat pe el în cadrul acelui serviciu secret. Și n-a mai vrut să dea detalii, să zică nimic. Păi asta nu e jurnalism, asta nu are nicio treabă cu jurnalismul. Da, jurnalismul înseamnă să fii jurnalist, să fii independent, să fii conform propriei tale conștiințe. Ca independent, independent 100%, ăsta cred eu că este modelul cel mai curat de jurnalist, sau într-o redacție unde respect niște principii și niște reguli ale profesiei și spui ce-ți dictează conștiința. Dar nu mai poți să te chemi jurnalist când tu ești acoperit al unui serviciu secret și spui că ai făcut porcării și te autodenunci. Nu se mai poate așa ceva. Oameni, nu mai vorbesc, că ăsta a fost politician. A fost candidat. Păi cum mai a fost el candidat și vine înapoi și zice păi ca să fii jurnalist trebuie să ai premiza obiectivității. Din moment ce tu ai fost politician într-un partid, tu nu mai îndeplinești condiția obiectivității. Pentru că tu ești legat de un anumit partid. Ok, ai ieșit din el, dar acolo tu nu mai ești obiectiv. Tu nu ai cum să fii obiectiv. Deci nu ai cum să îndeplinești condiția a independenței, nu o îndeplinești. Și nu îndeplinești nici condiția obiectivității. O condiție sine qua non, este expresia în latină, fără de care nu se poate. Da? Adică obligatorie. Pentru un jurnalist. Și au făcut foarte bine cei de la Societatea Timișoara că i-au retras premiul. Pentru că vorbim de Rusia, pentru că vorbim de aur, ce se întâmplă, oameni buni, la Praga? Este incredibil. Protest masiv la Praga față de creșterea prețurilor UE și NATO. Deci protest împotriva UE și NATO. Fiți atenți aici ca să vedeți cum lucrează dictatura lui Putin. Și așa va lucra și în România prin grupările astea extremiste. Aurulace, șoșocare și așa mai departe. Da? Chitice alea mai mici, mai purecoase. Partidul Roexit al făcut de infractorul Daniel Dragomir, omului Ghiță, fost colonel SRI, vidanjat din SRI, condamnat pentru acte de corupție și fugit în Italia. Da? Și aproximativ 70.000 de persoane au protestat sâmbătă la Praga împotriva guvernului ceh, cerând coaliția aflată la putere să ia măsuri pentru a controla prețurile tot mai mari la energie și exprimându-și opoziția față de Uniunea Europeană și NATO, potrivit agenției France Press. Organizatorii demonstrației, membrii unor forțe politice radicale, atât de extremo-dreaptă, cât și Partidul Comunist, au spus că Republica Cehă, de fapt toți filiale sucursale ale FSB-ului și SRV-ului, ale dictaturii lui Putin, da? Cum e și AUR, cum sunt și restul grupărilor extremiste, da? Lulea l-am prins și s-a dovedit și așa este și ne-am judecat și justiția mi-a dat în două rânduri dreptate, a respins lui, mi-a admis mie, bătea cuie în clădirea serviciilor secrete rusești din București. Deci ca să fie lucrurile foarte clare. Da? Acolo sunt alte partide radicale, de extremă dreaptă. AUR, da? Cât și Partidul Comunist au spus că Republica Cehă, țara care deține prezent președinția semestrială a Consiliului Europei, ar trebui să fie neutră din punct de vedere militar și să-și asigure contracte directe cu furnizorii de caz, inclusiv cu Rusia. Scopul demonstrației noastre este de acele o schimbare, în special în rezolvarea problemei prețului la energie și mai ales electricitate și gaz. Nu, scopul este să bulverseze societatea, să provoace falii, să încerce să destabilizeze. El știe Putin chestia asta și trebuie privită la pachet cu ce se întâmplă în Ucraina. Dacă nu poți să rezolvi Ucraina, în spatele liniei frontului destabilizezi toate țările din spate. Da? Și cucerești politic și prinzi Ucraina într-un clește, da? Într-o parte militar,
Într-o parte, țări pe care tu le-ai destabilizat și le-ai cucerit politic. Aviz amatorilor în legătură cu votul din 2024 și cât de important este acest vot. Și agresiunea lui Putin va fi cu atât mai mare cu cât rezistă mai mult forțele Ucrainei. Actual 24 spune că forțele terestre ale Ucrainei au intrat pe teritoriul Rusiei și au aruncat în aer un obiectiv militar. Este una dintre știrile care arată că Ucraina este foarte eficientă în acest conflict militar cu Federația Rusă. Forțe speciale ale Ucrainei au pătruns pe teritoriul Rusiei în apropierea graniței și au aruncat în aer un vehicul militar specializat în săparea tranșeelor. Au efectuat un raid la 1,25 km de graniță pe teritoriul rusesc. Deci îi atacă pe ruși pe teritoriul lor. Da, cu cât Ucraina rezistă mai mult, cu atât este mai bine. Însă cu atât vor fi mai agresive operațiunile de tip hibrid, de tipul ăsta, de tip manipulări, de tip aur, în țările din spatele frontului, cum ar veni. Da? Presupune că Ucraina este frontul. Da? E adevărat, este la estul Ucrainei. Și la treaba asta, sigur, statele pot reacționa, nu pot reacționa, poate că reacționează, poate că și în România era mult mai rău, dacă poate au făcut ceva serviciile secrete și fiind secret noi nu știm, Dumnezeu știe. Cert este că avem un parlament. Cert este că riscul în 2024 este imens, oameni buni, imens din această perspectivă. Și noi nu ne putem salva de noi înșine, dacă noi nu ieșim la vot, n-are cine, nu o să vină NATO, Uniunea Europeană să ne salveze, dacă pe cale democratică, majoritatea parlamentară e controlată de un conglomerat PSD-aur, care sunt aceeași mizerie, sunt FSN-ul lui Iliescu din 90, care se întâlnea cu ambasadorul URSS-ului imediat după ce l-a omorât pe Ceaușescu. Nu o să vină nimeni, că e o chestie democratică. Și dacă nebunii vin și bagă vreun ro exit și aur scoate semnăturile aiurea pe care le-au strâns, că zic ei pentru Iohannis și nu știu ce, se ajunge la așa ceva. E democratic. Nu o să vină NATO și Uniunea Europeană să intervină într-un proces teoretic democratic. Înțelegeți cât de important este, dragi prieteni, prezența la vot în 2024? Este cel mai important lucru. Singurul lucru contează acum, de acum până atunci. Să vorbim despre asta, să explicăm treaba asta, să conștientizăm acest lucru. Ca societate, ca națiune. Nu vreau să mă întind foarte mult, dragi prieteni, în această seară. Ne vom vedea mâine, duminică, la emisiunea Q&A de la ora obișnuită, ora 20. O seară plăcută! Thank you.